Felicitări, Andrei! Cum ați reușit această performanță să eliminați echipa de pe locul 2? Băieții s-au descurcat foarte bine. Nu e o surpriză pentru mine, avem o echipă bună. Am început într-adevăr mai slab, dar era normal, am schimbat foarte mulți jucători. Avem un lot bun, un lot de 25 de jucători, ați văzut, care poate să joace oricând titulari. Ne-am creat câteva ocazii în prima repriză, chiar foarte bune, n-am reușit să marcăm. După aia, din păcate, în prelungire am avut ceva probleme cu accentările și am jucat în 8 oameni de câmp. A trebuit să-l ținem pe Pali și pe Telcean, pe Telcean sus, că a simțit ceva. Și ne-a fost greu pe final, dar am știut să suferim. Trebuie să știi și să și suferi și am dus jocul la penalti unde am executat bine și portarul nostru a apărat două lovituri de două penaltiuri și am reușit această performanță. Un meci greu pentru primul meci. Normal, celelalte echipe au meciuri cu echipe din ligile inferioare, dar un meci bun, un meci bun care de asemenea ne dă încredere. Ne așteptam totuși ca la penaltiuri Botoșan să facă diferența, având în vedere problemele fizice pe care le-au acuzat jucătorii La voștri. Penalti puteam să dau și eu. Puteai și tu să intri? Nu, dar am vorbit cu Antun și a zis că e ok, poate să execute. Ceilalți jucători care au executat, Dumitrașcu și Ișvan, au intrat pe parcurs, deci erau proaspeți, iar Șerban e capitanul nostru și e unul dintre executanții penaltilor. Ce înseamnă această calificare pentru FC Argeș? Păi, după foarte mult timp, cel puțin de când am revenit de la Pitești, ca jucător de 2 ani, am întâlnit echipe din ligile inferioare și am pierdut în primul meci. Cu atât mai mult astăzi am reușit o performanță, să eliminăm, așa cum ai spus, echipa de pe locul 2 și asta nu poate să ne dea decât încredere nouă, jucătorilor, că suntem pe drumul cel bun. Da, puteți să duceți lupta aceasta pe două fronturi? Avem, așa cum ți-am spus, 25 de jucători foarte buni, care și astăzi s-a văzut că au făcut un meci bun contra unei echipe de la Botoșani care nu prea și-au amenajat jucătorii, chiar în a doua parte au băgat artileria grea, să spun. Personal, cum ai trăit meciul? Ai încercat să stai mai liniștit pe bancă? Nu pot să stau liniștit. Un meci ca și celelalte. Mă bucur că am revenit pe bancă după două etape de suspendare și... Ai revenit cu noroc? Da. Mai ales că a fost decis la... Da, fuseseră și... Decât că era foarte greu comunicarea și așa mai departe. Dar acum nu ne gândim decât să ne refacem jucătorii, să vedem ce accidentări sunt după acest meci, pentru că cu siguranță am văzut că au acuzat dureri. Și să ne refacem, pentru că sâmbătă ne așteaptă un meci greu de campionat. Ai mai primit vreun semn din partea federației? Că tot ai așteptat da, să nu, se dar rezolve. Cred că dânșii încearcă să se rezolve problema și sper să rezolve. Mulțumesc! Dar mulțumesc.